Mă numesc Gabriel Cosman, dar mai important decât numele pe care îl port este faptul că, din perspectivă medicală, nu ar trebui să mă aflu acum în fața voastră. În urmă cu 20 de ani, înainte de a mă naște, medicii au detectat faptul că mama mea avea un fibrom în prezența sarcinii. I-au spus că în cel mai fericit caz mor doar eu și în cel mai rău caz murim amândoi. De aceea medicii au recomandat să fac avort. Mama a afirmat, nu i-am dat viața acestei sarcini, Dumnezeu va hotărâ cui viața o va proteja. La următorul control, la 3 luni de sarcină, în urma multor rugăciuni, fibromul nu s-a mai văzut deloc la ecograf. Și iată-mă viu, înaintea voastră, pentru că cineva a fost gata să-și dea viața pentru un străin. Însă, deși pe atunci eram doar un străin, pentru părinții mei, în ADN-ul meu era tot ce aveam să devin și potențialul meu era tot acolo. E nevoie de un pic de credință, dar mă bucur că mama mea a avut-o. La fel ca și mine, în urmă cu 20 de ani, sunt astăzi mulți copii în pântecele mamelor lor, care printr-un strigăt mut ne spun: Hei, am tot potențialul în mine, totul e scris în codul meu genetic. Ești curios să vezi cine sunt și ce am să ajung? Dați-mi o șansă! De-a lungul a 6 decenii, în România, au existat 22 de milioane de victime ale avortului. Din păcate, suntem campioni Europei când vine vorba de statistici sumbre. Doar în Cluj-Napoca au loc aproximativ 16 avorturi în fiecare zi. 16 copii ieri, 16 copii astăzi, 16 copii mâine. Copii care nu vor auzi vocea dragă a mamei, copii care nu vor zâmbi. Dacă ne uităm doar la cifre, le pot să pară reci și impersonale, însă spatele fiecărui număr se ascund vieți distruse, familii care suferă și apt o societate care poartă răni adânci. E societatea noastră, e România noastră, e timpul să ne implicăm mai mult, e timpul să ne pese mai mult. Împreună putem să fim o voce pentru copiii români care nu-și pot face auzită vocea decât prin noi. Și tu poți vorbi pentru ei, pentru că fiecare viață e un dar. Vină la marșul pentru viață, în Piața Unirii din Cluj-Napoca, sâmbătă 21 martie, ora 11.